În noaptea dintre ani, aproximativ 650 de persoane din Megidia s-au distrat la Revelionul pensionarilor. Petrecerea a avut loc la sala sporturilor din complexul sportiv Iftimiei Lisei. Seniorii au petrecut ca în tinerețe, au încins hore și au dansat pe diferite ritmuri. La petrecerea dintre ani, alături de seniorii din Megidia, a fost edilul șef Valentin Vrabie. Și în acest an, autoritățile locale din Megidia s-au gândit să aducă o bucurie persoanelor de vârsta a treia și să le ofere o petrecere de neuitat în noaptea dintre ani. Meniul a fost unul pe măsura așteptărilor, iar din program nu au lipsit muzica și surprizele. Trupa Demențiali și cântăreața de muzică populară Mariana Edulescu au fost prezenți în mijlocul petrecăreților și le-au oferit momente de neuitat. Seara dintre ani alături de pensionare din Megidia, organizator primăria și Consiliul Local Megidia, dar și Casa de Cultură Ine Roman, cu siguranță o seară specială pentru toți oamenii de aici, cu siguranță o nouă experiență pentru noi, pentru că ei merită totul și atunci am încercat să fim mai atenți la detaliu și am încercat să facem organizare de nota 10. Sperăm ca ei dimineață, când merg spre casele lor, să spună că într-adevăr au trăit o noapte magică la petrecerea noastră, petrecerea primăriei și a Consiliului Local. Iar vouă vă mulțumesc că ați fost aici, să redați publicului care nu a fost prezent starea de aici, starea minunată de aici. Vă mulțumesc foarte mult! Cu câteva minute înainte de miezul nopții, primarul Valentin Vrabie s-a adresat celor prezenți urându-le un an îmbelșugat și le-a promis că atâta timp cât va fi la conducerea municipiului Megidia, va petrece noaptea dintre ani alături de seniori. Să rămână domnilor, vă salut domnilor, să rămână părinții mei, pentru că m-ați adoptat și știu că ați fost într-un număr covârșitor alături de mine. Am să vă spun doar câteva lucruri. Am să am grijă de tot ce ați făcut dumneavoastră în Megidia, că noi la ora asta trăim din munca dumneavoastră, iar eu voi respecta munca pe care ați depus-o viața întreagă și voi fi alături de dumneavoastră ori de câte ori va fi nevoie. Un singur lucru, că vorbe multe, știți cum e, eu nu prea sunt un vorbăreț, sunt un om al faptelor. Un singur lucru vă pot spune, nu știu dacă o să vă placă sau nu, dar cât voi fi primar, fiecare revelion o să petrec alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc! Toți pensionarii prezenți la petrecerea de Revelion își doresc multă sănătate și tot binele din lume, pentru ei și familiile lor. Și spun că evenimentul din acest an a fost peste așteptări. Cum vă simțiți în noul an la petrecere? Foarte bine. Mai bine ca anul trecut. E mai frumos comparativ cu anii trecuți? Mai frumos ca la alții. Am mai fost acum 3-4 ani, dar mult mai frumos. Și la anul vreau să fie mai frumos. Avem primar frumos, l-am votat și sper că la anul să fie mai bine. Nu numai aici, în tot orașul. Cum vă simțiți la Revelion?
foarte bine, mă place foarte mult, mai ales că e și ziua mea. La mulți ani să trăim! Mulțumesc, mulțumesc mult! Ați mai fost și în alți ani? Da, am mai fost, ăsta e al treilea an de când vin. Cum este atmosfera? Acum e foarte frumos. În primul rând, sala cum e așezată. Pensionarii ăștia îmbrăcați frumos și tineri toți. Chiar îmi place de toată lumea. Niciodată n-am fost așa un revelion frumos și... Ați mai fost și în alți ani? Într-un singur an, dar n-a fost așa. N-a fost. Acum e mult mai frumos, mult mai deosebit. Cum vă simțiți la petrecere? Super! De bine! Ce v-a plăcut cel mai mult? Păi atmosfera mi-a plăcut. Totul mi-a plăcut, să știi. Veți reveni și în anii următori? Da, revenim. Noul an care a început, urez distracție plăcută la toți invitații, un an plin de bucurii și satisfacții și la anul care vine să rămânem la fel tineri și frumoși. La mulți ani celor ce poartă numele de Sfântul Vasile și Vasilica. Mulți ani, sănătate domnului primar Valentin Vrabie, sănătate doamnei primar Luminița Plădescu, întregului consiliu care ne-au ajutat și ne-au sprijinit pentru realizarea acestei seri minunate. Dacă în anii trecuți seniorii trebuiau să scoată din buzunar 50 de lei pentru bilet, acum edilul șef Valentin Vrabie, în semn de respect și recunoștință față de cei pe care îi consideră părinții orașului, s-a gândit să le facă o surpriză persoanelor de vârsta a treia și a redus prețul unui bilet, astfel că petrecăreții au plătit doar 40 de lei. Mă simt așa cum trebuie să se simtă un om, normal. Mă simt între oameni normali, între oameni cărora le datorăm traiul de astăzi. Sunt părinții noștri, părinții Megidiei, care au muncit zeci de ani pentru ca noi să avem din ce trăi azi. Datoria noastră este să muncim în continuare și să lăsăm și noi copiilor noștri cel puțin ce ne-au lăsat bătrânii nouă ca și beneficiu. Ce le urați acum la început de an? Le urez un an cu multă bucurie în suflet, să îndepărtăm din interiorul Megidiei în exteriorul graniței răutatea, dușmănia, invidia și acei oameni, câțiva la număr, care vor încerca ca în Megidia să nu se întâmple nimic în 4 ani de zile, le spun un singur lucru. Ghinion, nu se va întâmpla lucrul acesta. Megidia va avea un viitor frumos. Iar peste 4 ani de zile, Megidia va fi vie, va fi fericită și va fi multă bucurie în interiorul acestui frumos municipiu numit Megidia. Și șeful poliției locale, Sabin Nica, le-a transmis megidienilor urări de sănătate și prosperitate în noul an. Ne simțim deosebit de bine, este un spectacol acest revelion organizat în anul 2017. Cu această ocazie vreau să urez tuturor cetățenilor orașului Megidia un sincer la mulți ani. La Megidia, revelionul pensionarilor a devenit o tradiție, astfel că seniorii se declară mulțumiți că și în acest an administrația locală s-a gândit la ei.